Sărbătorile de iarnă sunt așteptate cu nerăbdare de copiii din centrul de servicii Măgura din Codlea. Deși sunt copii cu nevoi speciale, aceștia sunt îndrumați și ajutați cu multă iubire și dăruire de personalul centrului. În așteptarea Crăciunului, aceștia pregătesc colinde și obiecte specifice sărbătorii. Sunt copii cu grade de handicap, fără handicap, copii care merg la școală normală. Munca este zilnică, este ușoară, este o muncă pe care trebuie să o faci cu drag. Dacă nu-ți plac copiii și nu-ți place ceea ce faci, nu cred că cineva poate lucra într-un astfel de sistem. Că lucrez de 27 de ani, 16 ani sus cu fetele și aproape 10 ani aici. Greu mi-a fost la început, am plâns lângă copiii ăștia. Îi spălăm, le dăm mâncare, îi facem baie, îngrijim, îi scoatem în club, îi ducem la Rafael, tot le oferim. Eu așa simt eu că le ofer tot, ca la copiii mei de acasă. Sunt și riscuri, cum fiecare meserie este cât un risc, dar sunt și avantaje. Când vezi cum progresează cât un copil, când ai o satisfacție, când sunt copii care îți spun mamă sau te văd ca pe o prietenă, îți spun tot ce au nevoie. Toate obiectele create de copiii centrului vor putea fi cumpărate din Mall Coresi în data de 20 și 21 decembrie.